lucrarea învățătura celor 12 apostoli a fost scrisă cel mai probabil între anii 65-80 cu o marjă de eroare 90-95. Adică chiar imediat după moartea apostolului Ioan și este considerată cea mai veche lucrare de după apostoli. Este de departe una dintre cele mai remarcabile lucrări și foarte apropiată în învățătură de ceea ce găsim în Noul Testament. Și acesta este al doilea motiv pentru care o consider important de lecturat și de cunoscut. Evident, ceea ce ne spune lucrarea asta în anumite porțiuni ale ei nu se găsește în Sfânta Scriptură, dar prezintă anumite moduri în care se realizau unele practici imediat după Biserica Primară. Această lucrare începe cu o descriere a poruncilor lui Dumnezeu și este foarte interesant că nu precizează decalogul, ci enumeră poruncile Domnului Isus Hristos din predica de pe munte, unde o găsiți în Matei 5 la 7. El spune, calea vieții este aceasta, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău. Iar când explică ce înseamnă să iubești pe aproapele tău, citează din ceea ce spune Domnul. Binecuvântați pe cei ce vă blastă, mă rugați-vă pentru dușmanii voștri, postiți pentru cei ce vă prigonesc, mulțumiți-vă cu ce aveți, depărtează-te de poftele trupești și lumești, dacă îți dă cineva o palmă, tu întoarce și obrazul celălalt, dacă te silește cineva să mergi o milă, mergi cu el două și așa mai departe. Este important de precizat că autorul nu înțelege poruncile Domnului ca fiind decalogul, ci vede poruncile Domnului ca fiind legea lui Hristos, interpretată în Noul Testament. În capitolul 2 al lucrării, precizează câteva din poruncile date de Dumnezeu prin Moise, dar în capitolul 3 începe să le interpreteze în felul în care le găsim noi în nou legământ. El spune să ferească de tot ce se pare rău de mânie, ucidere, invidie, certăreți, poftă, ochii pofticioși, ghicirea viitorului, cuvinte de rușine, adulterile, descântecele, cititul stele, iubitorii de argint, minciuna, hoția, hula, obrăznicia, critirea, slava de șartă, vrăjile și așa mai departe. În capitolul 3, la final, este o propoziție foarte interesantă care arată modul în care vedeau providența lui Dumnezeu la lucru chiar în lucrurile rele. El spune, cele care ți se întâmplă să le primești ca bune știind că nimic nu se face fără Dumnezeu. El arată până aceasta providența, controlul total al lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor. În capitolul 4 vorbește despre a-i cinsti pe cei care predică cuvântul lui Dumnezeu, vorbește despre ajutorarea celor în nevoi și, iarăși un punct foarte interesant, vorbește despre educarea copiilor. El spune să nu ți iei mâna ta de pe fiul tău sau de pe fica ta, ci să-i înveți din tinerețe frica lui Dumnezeu. Ceva foarte practic pentru noi în finalul capitolului 4 este cu privire la cum ar trebui să ne ducem în biserică. El spune în biserică să-ți mărturisești păcatele tale și să nu te duci la rugăciune cu conștiința rea, da, într-un fel asta influențează slujba la care participi dacă conștiința ta este încărcată de păcate. În capitolul 7 sunt foarte lucruri interesante și ciudate poate pentru noi despre botez. Foarte clar spune că mai înainte de toate să botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, citând pe Domnul Isus Hristos din Matei. Asta apropo de cei care astăzi uh, li se pare că au descoperit ceva cu totul deosebit când spun că trebuie să botezăm doar în numele Domnului Isus, că așa vedem în cartea faptelor apostolilor, de parcă Domnul Isus n-ar fi fost trimisul Sfintei Treimi, apoi spune că uh, trebuia să se boteze în apă proaspătă, dacă nu este apă proaspătă, în orice fel de uh, apă se găsește la dispoziție și dacă nu se putea boteza în uh, mod obișnuit, uh, se putea apela la a turna pe cap de trei ori în numele Tatălui, A Fiului și a Duhului Sfânt apă. Ceea ce nou ni se pare puțin ciudat. De asemenea, cel care venea la botez trebuia să postească o zi sau două înainte cu încă câteva persoane. În capitolul 8, foarte interesant, se citează rugăciunea Tatăl nostru și erau îndemnați creștinii să repete de trei ori pe zi rugăciunea Tatăl nostru. Evident, este un fel de practică liturgică în viața de fiecare zi, care nu este rea, dar nu este poruncită de în, în Biblie. În capitolul 9 și 10, ni se descrie cina Domnului și aș vrea să insist asupra acestui lucru. Cina Domnului este numită Euharistie, care practic termenul înseamnă mulțumire. El notează aici cum ar fi trebuit să se roage credincioșii la frângerea pâinii și la împărțirea paharului. Apoi, cu privire la candidații la cina Domnului, se precizează foarte clar nimeni să nu mănânce nici să bea din Euharistia voastră, ci aceia care au fost botezați în numele Domnului. Căci cu privire la aceasta a spus Domnul, nu dați ceea ce este sfânt Cainilor. Deci, în mod foarte clar, scoate din calcul pe toți aceia care nu sunt botezați și nu au făcut o mărturisire publică față de Domnul Isus Hristos. Capitolul 10 arată cum se încheie cina Domnului printr-o rugăciune, din care menționez doar o parte, unde spune: Mâncare și băutură ai dat oamenilor spre desfătare ca să-ți mulțumească ție, iar nouă ne-ai dărui prin fiul tău mâncare și băutură duhovnicească și viață veșnică. Da? Deci, el vede simbolurile cinei Domnului ca arătând spre. Domnul Iisus Hristos care este mâncare și băutură duhovnicească pentru noi în fiecare zi. În ambele rugăciuni care sunt precizate aici la Cina Domnului și în timpul cinei și la finalul cinei se face o rugăciune pentru biserică. Când se roagă pentru pâine spune după cum această pâine frântă era împrășteată pe munți fiind adunată ajunsuna tot așa să se adune biserica ta de la marginile lumii în împărăția ta. Iar la final, când face încheierea, se roagă din nou pentru biserică și spune adu aminte, Doamne, de biserica ta ca să o de tot rău și să o desăvârșești în dragostea ta și adună din cele patru vânturi această biserică sfințită în împărăția ta pe care ai pregătit-o. În capitolul 11 este învățat credinciosul cum ar trebui să-i primească pe predicatorii care umblau dintr-un loc și în altul. Primul lucru pe care îl spune este că ei trebuie primiți doar dacă predică ceea ce li s-a spus deja. Apoi un lucru interesant spune că dacă un uh, trimis Stătea mai mult de trei zile să fie considerat un profet fals, ca unul care, într-un fel, încerca să profite de bunurile celor care îl găzduiau. Apoi spune că un profet ar trebui primit în ceea ce predică, dar că predicarea lui este confirmată de purtarea lui. Deci, după purtări se va cunoaște profetul fals și profetul. Apoi se precizează foarte clar cu privire la cei care cer bani. Dacă însă unul spune în duh, dați în bani sau altceva pe acela să nu-l ascultați, dar dacă spune să-i se dea pentru alții care sunt lipsiți, nimeni să nu-l judece. Într-un fel, făcând probabil paralel cu Apostolul Pavel care strângea ajutoare pentru nevoiași. Capitolul 12 vorbește tot despre vizitatori, cei care vin în numele Domnului să fie primiți, dar numai după ce au fost cercetați. Iar dacă aveau vreo meserie, trebuiau puși la muncă în funcție de meseria pe care o aveau. În capitolul 13 vorbește foarte clar despre plătirea slujitorilor. Când zice orice profit adevărat care vrea să se stabilească la voi este vrednic de hrana lui. La fel dascălul adevărat este vrednic și el ca lucrătorul de hrana lui. Un capitol cu totul special este capitolul 14 unde arată că se adunau duminica, nu în sabat și asta imediat după apostol și că luau cina în fiecare duminică. Spune așa, când vă adunați în duminica Domnului, frângeți pâinea și mulțumiți după ce mai întâi v-ați mărturisit păcatele voastre ca slujba voastră sau jertfa voastră să fie curată. De asemenea, referitor la cina Domnului spune cel care e certat cu tovarul său să nu vină împreună cu voi până nu se împacă pentru ca să nu pângărească jertfa voastră. Cu alte cuvinte, era necesar rezolvarea conflictului înainte de participare la masa Domnului lucru cu totul deosebit în această scriere este în capitolul 15 unde arată că slujitorii erau aleși de către biserică, de con congregație. El spune, rânduiți-vă voi, episcop și diacon vrednici de Domnul, bărbați blânzi, iubitor de argint, adevărat și încercați că și ei îndeplinesc slujirea profeților și dascolilor. Deci sensul pe care ei îl dau cuvântului profet sau dascăl este acela de predicator și învățător, nu sensul de profet ca unul care descoperă viitorul. Este foarte interesant de observat la punctul acesta că ei văd doar două categorii de slujitori în biserică și anume episcopi și diaconi, care sunt singurele oficii precizate în Noul Testament. Episcopi, prezbiteri, păstori fiind aceeași funcție și diaconi cei care se ocupă de partea administrativă fără să se exclude faptul că au și poate anumite daruri de învățătură în biserică. În capitolul final este un îndemn la adunare frecventă unde spune el adunați-vă des pentru a căuta cele de folos sufletelor voastre. Foarte interesant vorbește despre faptul că în zilele din urmă se vor înmulți profeții falci și vorbește despre anticrist când spune sporim fără de legea se vor urâni unii pe alții și se vor prigoni și se vor vinde și atunci se va arăta înșelătorul lumii ca fiul al lui Dumnezeu și va face semne și minuni și pământul va fi dat în mâinile lui și va face lucruri nelegiuite care nu s-au făcut niciodată în viac. Și se încheie după ce precizează despre lucrarea anticristului cu venirea Domnului. Când zice se vor arăta semnele adevărului, mai întâi semnul deschiderii cerului, apoi semnul glasului trâmbiței, al treilea învierea morților. Dar nu a tuturora, ci după cum s-a zis, va veni Domnul și toți sfinții cu el. Atunci lumea va vedea pe Domnul venind pe norii cerului. Aceasta este lucrarea învățătura a celor 12 apostoli sau cum mai este numită Didahia.